E mai rău azi ca ieri, pentru că sunt metode mai diabolice de a distruge pe creștini. Cândva era, n-ai voie să mergi la biserică. Cândva, acum câțiva ani. Acum nu, du-te la biserică. Dar în schimb seara stai 3-4 ore și vezi prostii la televizor. Asta înseamnă iadul sigur al caselor dumneavoastră, ne spune părintele Ioanichie Bălan. Domnii mei, când ești la oraș, diavolul vine sub diferite chipuri, un prieten, o carte, o femeie, un dușman. Când ești în singurătate, vine personal, ne explică părintele Ilie Cleopa.